Bună ziua, bine v-am găsit! Prețurile au scăpat de sub control. Creșterile se simt din raftul magazinelor până în valoarea materialelor de construcții. Facturile mari, prețul combustibilului din ce în ce mai mare, au dus la scumpiri în lanț. Agricultorii se plâng că până și îngrășămintele au prețuri mai mari. Cine îi apără pe români în fața valului de scumpiri? Doi reprezentanți ai industriei alimentare, RomAlimenta și RomPan, ne vor spune minutele următoare la Newspas. Cum să ne apărăm singuri? Pentru că, la nivel guvernamental, nu există nici un fel de strategie în acest sens. Și, dacă vă întrebați când va avea România un guvern cu puteri depline, răspunsul îl putem afla astăzi. De la ora 14 începe marea confruntare din cadrul negocierilor. Partida PSD-PNL. Transmitem toate detaliile și le analizăm ora următoare la Newspas. Vă spuneam în legătură telefonică directă cu noi acum reprezentanții RomAlimenta și RomPan despre creșterea galopantă a prețurilor, domnii Sorin Mina și Aurel Popescu. Bună ziua, domnilor, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Mina, voi începe cu dumneavoastră pentru că deja prețurile la raft sunt sensibil mai mari de la o lună la alta. Întrebarea este, există vreo limită și cine impune această limită? La ce ne putem aștepta? Vor crește și mai mult? Deci, doamna, până la ora actuală, singurele prețuri care le știu eu că au crescut, vorbesc de producție, sunt cele de la pâine și produsele de panificație, Aurico o să spună mult mai mult despre asta, și uleiul și zahărul. În rest, Dumnezeu cu mila, chiar dacă au crescut inputurile și toate celelalte, datorită vânzărilor care nu sunt deosebit de bune și mai ales datorită lipsei puterii de cumpărare și în același timp și faptului că rețelele de magazine nu admit majorări de prețuri acum și trebuie să negociem, prețurile la carne, lapte, brânzeturi nu au crescut. Există, și nici nu știu dacă vor crește aia noastră. Există, domnule Mina, există în ceea ce privește creșterea prețului facturilor, creșterea prețului combustibililor, o relație directă pe care, de exemplu, în cazul grâului, această cauzalitate nu a afectat prețul grâului. Aici domnul Popescu ne va spune mai multe. Orice preț al combustibililor, orice preț al utilităților, curent electric, gaze, toate astea intră în coșul de cheltuieli. Deci toate astea vor intra în preț. Problema că ele au intrat în costurile noastre, n-au intrat încă în preț. Iar problema principală este problema din ianuarie. Mărirea salariului minim, care este în cascadă, să măresc toate salariile, are impact iar devastator. Ce înseamnă devastator? Cum adică devastator? Adică vorbim de creșteri de preț, eu nu vorbesc de dacă e bine sau rău. Bineînțeles că oamenii trebuie să aibă salarii mai mari. Există tot felul de căi pe care li se poate da. La ora actuală, la 300 de lei care îl dau omului, 150 o dau statului, 150 salariatului. Nu e chiar o bucurie pe chestia asta. Practic au crescut impozitul mai mult. Dar acel salariile au un impact major în preț. Salariile au un impact mai mare decât au utilitățile. Marea majoritate a fabricilor, marea majoritate a procesării. Toate chestiile astea se adună și nu sunt de ieri și de astăzi. Materiile prime, unele cresc, unele stau pe loc. Carnea de porc este un dezastru, știți la fel de bine ca și mine. În toată Europa, carnea de porc stă pe loc ca preț, deși și ei au inputuri majore. Procesarea, deși carnea nu s-a scumpit, au celelalte inputuri și trebuie să mărească. Este o situație în care faptul că prețurile vor crește este cert. Cum se va întâmpla lucrul ăsta este un lucru care ne depășește. La ora Domnule actuală, Mina, se vorbește despre creșteri la raft, o spun reprezentanții din industrie, de anul trecut cine? Până acum cu 20-30%. Îmi dați un nume de reprezentant al industriei care a spus chestia asta? Un nume vreau și eu. Reprezentanții hipermarketurilor, în discuții pe care le au cât se poate de transparent și de pentru că sunt discuții unele dintre ele private. Aș vrea să merg la dumneavoastră, domnule Popescu, care explicația pentru prețul grâului, ce n-a făcut România și ar fi putut să facă? Dar nu e numai în România.
Din păcate, acest lucru cu prețul la materia primă și la toate cereale, că iată, floarea soarelui, de exemplu, are preț de 3 ori prețul care se practica până acum. Ce se întâmplă cu porumbul? Are un preț incredibil, grâu. Deci este pe plan mondial, pentru că sunt produse de bursă și dacă se scumpește într-un loc, se scumpește peste tot. Deci în România noi am făcut o recoltă foarte bună. A fost cea mai bună recoltă. Asta este paradoxal. Da, paradoxal. Dar grâul merge la export. Deci aceste cereale pleacă la export în mare parte pentru că România are un potențial foarte mare agricol și produce mai mult decât mănâncă. Și atunci diferența de produse o dă la export sau ar putea să o proceseze și să dea produsele procesate. Dar aici onor Ministerul Agriculturii, Guvernul, n-a făcut absolut nimic ca să încurajeze creșterea exportului de produse procesate în detrimentul produselor materiilor prime. Dar să revenim la prețul grâului. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Întoarcem la prețul grâului. În ceea ce privește floarea... Mă întorc la dumneavoastră pentru că se fac declarații la PNL. Rareș Bogdan vorbește cu jurnaliștii, le ascultăm. Că Statele Unite exportă tehnică militară, vorbim de tehnologie de tehnică militară, tehnică nucleară într-un stat din Estul Europei și asta datorită negocierilor președintelui Iohannis. Noi vorbim sigur despre că avem alte probleme aici. O discutăm și asta. Dar nu a fost o întâlnire. De unde până unde e chestiunea asta? Deci eu nu am fost, Flutur nu a fost, Bode nu a fost, Dumitrescu nu a fost, Câțu acum, dacă a vorbit la telefon, e altceva, dar nu a fost o întâlnire. Și vă spun programul. Aseară când am plecat de aici, am plecat de lângă dumneavoastră, am avut o convorbire cu Manfred Weber, liderul PPE, cu Roberta Metsola și cu González Pons pe subiectul alegerilor de la Parlamentul European, a președintelui Parlamentului European, care va urma să fie schimbat, iar noi avem o delegație de 14 membri în grupul PPE și e foarte mare. După asta am avut materialele legate de dreptul de vânzarea terenurilor în statele europene, am cerut material pentru a vedea care e legislația cu privire la vânzarea terenurilor în toate statele europene. Și după asta m-am uitat cu fiul meu la meci. La meciul Liverpool cu Atletico. Deci n-a fost o întâlnire aseară cu președintele Iohannis. De unde a ieșit asta? Că m-ați mai întrebat și v-am spus. Pe care, dacă niciunul din cei șase... ...au existat aceste discuții, așa cum știți, și în trecut au mai fost întâlniri pe care le-ați negat. V-am spus păi nu, v-am spus aseară. Haideți să ne înțelegem. Dacă ar fi fost întâlnirea, n-avem niciun motiv să o negăm, pentru că e cu președintele României, care e interesat de bunul tău, dar nu a fost. Au mai fost discuții cu președintele care au fost. Păi n-a fost aseară o întâlnire. Dar mă rog, n-a fost. Ce concesii sunteți dispuși să faceți la această negociere cu PSD? Și dacă PSD ar putea să primească într-adevăr jumătate din ministere, chiar mai mult? Deci, știți bine părerea mea despre PSD. În același timp, sunt extrem de conștient că interesul României este de a avea un guvern extrem de rapid. Astăzi, Partidul Național Liberal are 115 parlamentari. Restul parlamentarilor până la 134 sunt în grupul domnului Orban. Deci 115 parlamentari avem noi, 80 de parlamentari are USR, 30 de parlamentari are UDMR și pentru a constitui o majoritate mai avem nevoie de neafiliați care sunt 5 sau de o parte din grupul minorităților naționale care sunt 18. Mai avea nevoie de minim 9 voturi pentru a trece un guvern a dreptei așa cum a fost. Ieri am avut o întâlnire la Palatul Parlamentului cu Dacian Cioloș și echipa de la USR. A fost o întâlnire extrem, extrem de bună, care a lăsat speranța că lucrurile pot merge spre o refacere a coaliției. Nu am vorbit despre persoane, nu am vorbit despre prim-ministru, nu am vorbit despre portofolii. Am vorbit despre ce nu a funcționat și despre obiective, despre ce livrăm populației. Pentru că sunt mai puțin importante persoane, fie că se numesc Drulă, fie că se numesc Câțu, fie că se numesc Bogdan, fie că se numesc Barna. Întrebarea peste 3 ani va fi ce am făcut în această perioadă. Am reușit să facem reforme, am reușit să facem ceva, să oferim niște așteptările românilor sau nu. Ei,
cum am implementat banii din PNRR, care e un adevărat plan Marshall, cum am reușit să aducem bani din PNI să dezvoltăm comunitățile locale. Astea au fost discuțiile, pe obiective și pe program de guvernare. Eu vă spun că astăzi vom sta de vorbă cu cei din PSD, nu se pune problema ca Partidul Național Liberal să renunțe în vreun fel la poziția de prim-ministru, dar în rest, înainte de orice, chiar dacă mi-e greu, mă voi gândi la interesul, nu că mi-e greu să mă gândesc, că la asta mă gândesc în fiecare zi, dar chiar dacă mi-e greu să stau de vorbă cu cei din PSD și nu ascund asta, nu îi simpatizez foarte mult, dar în același timp sunt un om conștient care știe că majoritățile parlamentare sunt aritmetice. Ei au 156 de parlamentari, noi avem astăzi 115-119, vom sta de vorbă pe fiecare subiect. Cu siguranță, dacă ne păstrăm individualitatea și dacă vom reuși să venim cu un plan foarte clar de reformă pentru România, vom găsi cea mai bună soluție. Din punctul meu de vedere, prima opțiune. Din punctul meu de vedere, prima opțiune rămâne indiscutabil USR, dar în cazul în care aritmetic nu putem constitui o majoritate, atunci suntem nevoiți să stăm de vorbă. Așa cum au stat CDU și SPD după 40 de ani de război în Germania și au făcut grose coaliții care au făcut lucruri grozave timp de 16 ani. Așa cum Salvini împreună cu Giorgetti, cu Tajani și cu stânga din Partidul Democratico Italian, care include inclusiv comuniștii italieni și socialiștii, s-au pus la masă și îl susțin pe Draghi. Așa cum în Knessetul israelian au fost nevoiți să stea de vorbă Partidul Arabilor și Partidul Fundamentaliștilor Ortodoxi israelieni. Tocmai pentru a găsi o soluție pentru Israel, așa cum de 9 luni de zile se chinuie premierul Rutte să facă o majoritate în Olanda, sau cum s-au întâmplat 2 ani de zile de negocieri între Flandra și Valonia, stângă-dreapta în Belgia, sunt convins că înainte de orice ne interesează interesul național al acestei țări și bunăstarea românilor. Dacă ne interesează altceva, atunci vom ideologiza la maxim mesajele. Repet, nu îmi face plăcere. Nu mi-am schimbat părerea despre Partidul Social Democrat, dar sunt un om conștient că țara asta trebuie administrată și trebuie să aibă un guvern stabil. Pentru a ajunge la acea soluție, ar fi dispus să negociați pentru a-i readuce înapoi ca să aveți majoritatea? În afară de 4-5 parlamentari al lui Ludovic Orban, sunt absolut convins că minim 10-12 vor vota un guvern de dreapta fără mari probleme. Îmi pare rău că Ludovic Orban are un astfel de comportament. Nu m-am fi așteptat niciodată. Sper ca totuși bunul Dumnezeu să-i dea rațiune și să revină la sentimente mai bune. Ludovic Orban spunea că va susține un guvern de dreapta, nu va susține însă un guvern PNL-PSD. Ludovic Orban, din păcate, a ajuns să fie din ce în ce mai irelevant și în acest moment, prin atitudinea domniei sale, face mult rău partidului pe care l-a condus și care i s-a supus și care a fost extrem de în regulă în relația cu domnia sa. Nu înțeleg comportamentul domniei sale de mult, acum cu atât mai puțin. Dar mă bazez pe fiecare parlamentar în parte. Din discuția de ieri, pentru că sunteți în politică și ați asistat tari la aceste discuții. Simțiți cumva că USR ar putea să fie de acord cu Florin Câțu în poziția de premier? Nu s-a discutat. Tocmai pentru a nu bloca, Cristi Ghinea a propus să nu discutăm subiectul legat de Florin Câțu sau de Cătălin Drulă, de domnul Năsui, de domnul Barna sau cei care au votat domnul Stelian Ion, cei care au votat pentru căderea guvernului, pentru că ajungeam într-un blocaj. Cert este că Partidul Național Liberal va da premierul. Sigur că atâta timp cât președintele partidului este cutuma în Partidul Național Liberal că este propunerea de premier, vom încerca să găsim o soluție. Dar eu vă spun, interesează mai mult soluția decât oamenii, ca să fie foarte clar. Până la momentul unor noi consultări la Palatul Cotroceni, veți găsi majoritatea de care are nevoie un executiv, astfel încât la Palatul Cotroceni să vă prezentați cu o propunere și o majoritate? Sunt absolut convins că președintele Iohannis nu va face consultări decât într-un momentul în care vom fi în stare să mergem cu o majoritate în fața domniei sale. Este un om echilibrat, este un om rațional, este un om care face lucruri fantastice la nivel european și nu numai, se bucură de încrederea liderilor europeni. Sunt convins că
Nu putem să ne batem joc nici de așteptările dânsilor și nici de dânsului și nici de rațiunea de care dă dovadă. Cât de repede vedeți că va face PNL această majoritate despre care se tot discută așa cred în ultimele că două luni? Eu sper din tot sufletul să realizăm foarte repede acest lucru, pentru că oamenii au nevoie de acest guvern. Mediul economic are nevoie de acest guvern. Sunt lucruri care nu pot fi puse în practică din cauza că nu avem această majoritate constituită, respectiv nu avem un guvern care să... Rareș Bogdan de la sediul PNL, mediul economic are nevoie de un guvern și exact despre asta vorbeam puțin mai devreme, despre scumpirile care deja se resimt în fiecare familie din România și care ar putea să fie și mai mari. Domnul Aurel Popescu, președintele Rompan, vorbea despre creșterea prețului grâului și domnule Popescu, ați rămas în legătură cu noi și vă mulțumesc foarte mult. Care sunt previziunile pentru lunile care urmează? Ne așteptăm la creșteri și mai mari de prețuri sau e posibil să existe o stagnare? Eu cred că nu ne oprim aici. Vedeți, la gaze situația este că avem prețuri de 6 ori și chiar de 8 ori mai mari decât prețul care s-a practicat până acum. La energie electrică de 3 ori prețul practicat până în prezent. La grâu situația a mai fost în anii 2013 și în 2003-2004, dar în acești ani s-a oprit la un moment dat. De ce spun că eu cred că nu se va opri? Pentru că situația e cu totul și cu totul diferită datorită creșterii prețului la îngrășăminte chimice. Avem preț de 4 ori mai mare decât cel practicat până în prezent. Da. Dacă până acum era 900 de lei tona, acum este 3000 și ceva de lei tona. Domnule Popescu, cât v-ar ajuta pe dumneavoastră, cei din industria reală, un guvern stabil în România? Sau lucrurile merg într-o direcție proastă, cu sau fără guvern? Nu. Guvernul este foarte necesar și l-a ascultat pe Rareș Bogdan că ne trebuie un guvern foarte repede și ei de o lună de zile n-au făcut nimic să aibă guvern. Să bat pentru funcții și pentru posturi și țara merge în haos și oamenii mor de COVID și de toate nenorocirile care sunt asupra țării. Țara are nevoie de un guvern stabil cât mai repede și cât mai urgent. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, pentru intervenție. Vă reamintesc de la ora 14 întâlniri între PSD și PNL pentru găsirea unei soluții în perspectiva formării unui guvern. Rareș Bogdan, pe care l-ați auzit puțin mai devreme într-o declarație transmisă în direct pe B1 TV, spunea: nu îmi face plăcere ca PNL-ul să se întâlnească cu PSD, dar sunt un om conștient că țara trebuie administrată și să aibă un guvern stabil. Vom reveni la subiectele politice. Astăzi ar fi trebuit să aibă loc o discuție la care ne-am uitat cu multă încredere, pentru că premierul interimar Câțu l-a invitat la Palatul Victoria pe primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, pentru a discuta despre perspectiva, printre altele, despre perspectiva dublării prețului facturilor pentru bucureșteni. Este o perspectivă cât se poate de apropiată. Avem o legătură telefonică directă cu jurnalistul Mihai Nicuț. Bună ziua, Mihai, mulțumesc foarte mult pentru prezență. De asemenea, senatorul Daniel Zamfir, senatorul PSD Daniel Zamfir, este președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor și energiei electrice. Domnul Zamfir este alături de noi. Bună ziua, domnule Zamfir. Da, bună ziua. Cu dumneavoastră voi începe. Pentru că aș vrea să știu, în primul rând, ar trebui să avem o confirmare a acestei întâlniri. Știam că ar fi trebuit să se desfășoare, dar pe fondul învolburării apelor în acest ocean politic foarte adânc și foarte agitat, nici măcar nu știm dacă a avut sau nu loc. Domnul Câțu s-a dus repede către sediul Partidului Național Liberal. Ce poate face guvernul în momentul acesta pentru scăderea facturilor pe care bucureștenii le așteaptă duble în lunile următoare?
Da, acum în mod categoric guvernul ăsta nu poate face. Câțu în această formulă nu poate face. Sigur, el n-a putut să facă nici când era un guvern cu puteri depline. Sigur, guvernul a inițiat o ordonanță de urgență cu acel mecanism. Pentru că l-auzim pe Nicușor Dan, face declarații acum. Necesarul și s-a pus în discuție care este o manieră echitabilă pentru toate orașele care au sisteme de termoficare, care este ajutorul echitabil din partea guvernului pentru toate aceste orașe și am susținut și aici în fața primului ministru ce am spus și ce am scris în urma acelei discuții, că soluția cea mai echitabilă este ca guvernul să intervină astfel încât acel preț fixat de ANRE de producție care este obligatoriu pentru toate sistemele orașelor care transportă și distribuie mai departe să coboare. Adică anul trecut acest preț era cam 195 de lei, anul acesta este 380 de lei, așa cum a fost fixat de către ANRE. Și atunci ceea ce poate să facă guvernul este să intervenind pe subvenționând gazul pe care acești producători de energie îl primesc, să scadă prețul de producție care este furnizat de către ANRE. Aceasta este subvenția pentru căldură anul acesta. Păi tocmai acesta este discuția. Răspunsul nu există în acest moment înainte de, adică n-aș vrea să dau răspunsul în acest moment înainte de intervenția guvernului. Cel puțin pentru București, factura pe luna noiembrie o să vină în cursul lunii ianuarie. Există un scenariu în sensul în care cât să plătească cetățeanul și cât să acopere primăria? Deci până la 1 noiembrie 2021, pe municipiul București, pe alte orașe e diferit, pe municipiul București era 2-1, adică două părți plătea primăria, o parte plătea cetățeanul și ce am spus eu este că raportul ăsta nu o să fie mai mic. Adică primăria o să plătească cel puțin 2/3. Primăria plus guvernul o să plătească cel puțin 2/3. Stați mai un pic. Ăsta a fost primul subiect al discuției. Și al doilea subiect al discuției a fost intenția pe care municipalitatea o are încă de 15 ani de acum de a achiziționa Elcenul. Deci noi suntem în București în situația în care avem un distribuitor de căldură care este termoenergetic, a fostul Radet, și în care avem un mare operator producător care este Elcen. Noi am făcut pașii procedurali pentru a achiziționa Elcen, pentru a avea un singur producător, transportator și distribuitor la nivelul municipiului București. Există un plan de reorganizare, Elcenul este în insolvență și ne trebuie un avans de 30% din valoare de 1 miliard 75 de milioane și am discutat cu primul ministru o posibilitate de ajutor de împrumut pe care primăria municipiului București să-l ia, astfel încât să poată să achite această primă tranșă. Când să luați acest ajutor de împrumut și ce sumă să fie mai exact? Tranșa de 30% înseamnă 325 de milioane. Mai avem nevoie de niște bani pentru a stinge niște facturi curente, deci undeva 500-600 de milioane. Și termenul optim pentru ca această operațiune să aibă loc este finalul acestui an. Revenim la subvenție, totuși, din acea creștere de 86%, care e decisă deja de ANRE, cât ar trebui să fie acoperită din subvenția de la guvern, astfel încât să rămână mai puțin pentru oameni de plătit? Da, deci eu mi-aș dori, dar asta este, bineînțeles, decizia guvernului. Eu mi-aș dori, dat fiind contextul excepțional în care ne aflăm azi, mi-aș dori ca, dacă anul trecut a fost 195 de lei, să fie și anul ăsta 195 de lei. De asta decide guvernul cât poate să subvenționeze. Deci, un răspuns în acest sens. Există un calcul făcut de Asociația Energia Inteligentă în care arată că în momentul de față cu actuala subvenție la gigacalorie s-ar putea plăti 164 de lei și dacă această subvenție crește cu 17%, se ajunge la o factură de 535, practic triplarea facturilor. Se pot aștepta oamenii la o triplare a facturilor? Nu se pune problema asta. Deci nu. Dar răspunsul final o să-l dea guvernul. Deci noi am avut... Când veți avea practic aceste informații? Pentru că de săptămâni întregi oamenii vor să știe cât vor plăti pentru întreținere în lunile de iarnă.
Da. După cum știți, ANR-ul a fixat tariful abia acum, pe 1 noiembrie. Discuția cu primul ministru a fost, am spus eu greșit, a fost luni la 16.30. În urma discuției de luni la 16.30, fiecare din primare a trimis, prin intermediul Asociației Municipiului, a trimis solicitarea care s-a centralizat marți după amiază. Această solicitare este pe masa guvernului, răspunsul trebuie să-l dea guvernul, dar eu cred că din ce am vorbit cu primul ministru este foarte decis să rezolve repede problema asta. Astăzi ce v-a spus mai exact? Câți bani din necesarul pe care îl aveți de acoperit din bugetul de stat veți primi sau intenționează să vă aloce? Nu, azi am vorbit de cereri. Nu am vorbit, adică primul ministru nu s-a pronunțat în prezența noastră, nu s-a pronunțat în ceea ce privește soluția. Dar ce ne-a spus este că dorește să are intenția să se implice în această problemă pentru ca cetățenii să nu fie afectați. Banii ar trebui să vină prin rectificare sau prin ce formă de finanțare? După cum știți, deci depinde care este locul în care guvernul acționează. Există o lege care a trecut recent prin Parlament, care vorbește de o subvenționare din partea guvernului a unei părți din diferența dintre un prag al prețului la gaze și prețul cu care cumpără. Primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, s-a rezolvat și misterul. Domnul Nicu Șordan nu s-a întâlnit cu domnul Câțu la guvern pentru că nu avea certificat verde și nu putea să intre în sediul guvernului. Această întâlnire a avut loc însă la sediul Partidului Național Liberal, de unde ați văzut și declarația. Nu se pune problema unei triplări a facturilor, spune teoretic, ipotetic Nicu Șordan, dar nu ne dă niciun fel de detaliu despre prețul pe care îl vor plăti bucureștenii, de exemplu, pentru facturi în această iarnă. Decizia este a guvernului. Guvernul este cel care va anunța în ce măsură va subvenționa. Totul rămâne în aer, iar în cazul unui guvern interimar, până nu se va ajunge la o formulă stabilă, e foarte puțin probabil să aflăm ce se va întâmpla. Revenim după o foarte scurtă pauză. Este o după-amiază politică intensă. Rămâneți cu noi! Multe evenimente în desfășurare la această oră. S-a terminat întâlnirea dintre premierul interimar Florin Câțu și primarul general al Capitalei, Nicu Șordan. O întâlnire care ar fi trebuit să aibă loc la Palatul Victoria, unde Nicu Șordan n-a putut să intre pentru că nu are certificat verde. Întâlnirea a trebuit să se mute așadar la sediul Partidului Național Liberal. Mihai Nicuț, în legătură directă cu noi, Mihai Nicuț, n-am aflat prea multe lucruri legate de subvenția pe care guvernul o va acorda, de exemplu, bucureștenilor, care sunt amenințați de triplarea facturilor. Nicu Șordan spune că nu e în măsură să anunțe nimic, guvernul va fi cel care va anunța. Ne putem aștepta la vreun ajutor pentru bucureșteni din partea guvernului, de vreme ce Florin Câțu spunea, cred la sfârșitul lunii august, că nu se justifică o subvenție pentru București, orașul cu cel mai mare venit pe cap de locuitor? Nu știm, să vedem câți bani va primi Nicu Șordan de la guvern, pentru că problema încălzirii în capitală este problema domniei sale. Totuși ne-a spus domnul primar ceva. Ne-a spus că va încerca să mențină raportul de subvenție din prețul plătit de populație. Adică două treimi să fie de la stat și o treime să fie plătit de populație. Asta înseamnă în felul următor. Putem face niște calcule. Acum prețul total e de 500, populația plătește 165. Prețul total, cu tot ce înseamnă noi tarife de transport, distribuție de la termoenergetica, plus noul preț de producție de la Elcen pentru că s-a scumpit gazul, estimările pe surse vor duce acest preț total, cost total al gigacaloriei, undeva la 900 de lei. Da? Deci dacă guvernul și cu primăria subvenționează 2-3, vor subvenționa din 900-600. Rămân de plată pentru bucureșteni cam 300 de lei, deci aproape dublu față de 565 de lei cât îi plătesc în prezent. Deci oricum, aproape dublu față de ceea ce plătesc în prezent? Aproape dublu față de nivelul de acum. Și cu subvenție cu tot. Domnule Zamfir, spuneați puțin mai devreme că nu ne putem aștepta la nimic din partea acestui guvern interimar pentru că nu va lua nicio decizie. Păi, mă uitam și la Nicu Șordan, doamna Chiriac, eu îl văd pe Dominic Pric 2, adică nu este nicio diferență între cele două personaje.
cum este, mă uitam așa abulic, nu știa ce se întâmplă, sta să-mi dea guvernul. Păi dacă Nicușor Dan acum așteaptă ca guvernul, și vă spunea și antevorbitorul meu, să subvenționeze practic două treimi din subvenție la energie, Nicușor Dan nereușind să plătească subvenția trecută, de anul trecut. Adică mi-e teamă, și vă spun cu toată răspunderea, mi-e teamă că ne paște în București ceea ce se întâmplă în Timișoara. Nicușor Dan este complet depășit de situație, nu poate gestiona această chestiune și să stea cu mâna întinsă acum la domnul Câțu, care domnul Câțu e complet rupt de realitate. A și spus, dacă mi-aduc bine aminte, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, că el nu poate să acopere toate nevoile comunităților locale pentru că, și îl citez, n-au fost gospodari și nu și-au drămuit bine bugetele. Suntem într-o situație cu adevărat disperată, da? Nicușor Dan, spuneam, nu va fi în stare să gestioneze situația în București, nu a un guvern responsabil, dar asta cred cu tărie că negocierile de acum trebuie să ducă la un guvern stabil și o spun iarăși, fără niciun fel de subiectivism, PSD-ul poate și are soluții în momentul ăsta ca să stabilizăm țara. În momentul ăsta, guvernul este un guvern eșuat, un guvern care n-are soluții, a spus-o chiar președintele Iohannis, singura soluție în momentul ăsta este să stabilizăm țara ca să putem să trecem de această iarnă. Vă mulțumesc foarte mult amândurora. De la ora 14, practic, este momentul crucial al ultimelor săptămâni. Este marea întâlnire din cadrul negocierilor pentru formarea guvernului. Întâlnirea dintre PSD și PNL. Transmitem declarațiile pe măsură ce vor avea loc, decriptăm totul alături de invitații mei. Vă aștept de la ora 14 la Newspas. Rămâneți cu noi!